Un traficant de droguri de mare risc a fost prins în flagrant de polițiștii și procurorii de Cot din Cluj. Tânărul în vârstă de 24 de ani a fost prins în flagrant ieri cu 30 de grame de ciuperci halucinogene asupra sa, comandate prin intermediul unui site de pe internet. În urma percheziției efectuate la locuința bărbatului, polițiștii au mai descoperit circa 20 de grame de cannabis, un grinder, un cântar și pliculețe autosigilante. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore pentru introducerea în țară și trafic de droguri de mare risc și a fost prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale a bărbatului.